Descoperire valoroasă în sudul țării. Arheologii au găsit un pahar din sticlă care datează din secolul 4 după Hristos. Vestigiul se află acum în unul dintre cele 5 morminte cercetate în cimitirul din perioada romană târzie și este singurul de acest fel identificat până acum în Moldova. Săpăturile au fost făcute într-o lutărie veche din satul Tigheci, raionul Leova. Mormânt orientat cu capul spre vest și uneori în asemenea morminte apar vase de sticlă, vase romane de import sau de fabricație locală. Antropologii vor să afle cu ce a fost umplut paharul vechi de peste 1600 de ani, dar și ce sex și vârste aveau de funcții. Ei au constatat că nu toate scheletele se aflau în poziție firească, ceea ce înseamnă că osemintele au mai fost deshumate anterior. Putem vorbi fie de un ritual post-mortem, fie este o intervenție de jefuire, spunem, probabil tot de semenii lor care cunoșteau despre obiectele care au fost depuse. Totuși, groapa săpată în pământ la o adâncime de aproape 2 metri nu a fost golită în totalitate. Dovadă sunt fragmentele unui vas de ceramică care au fost scoase din mormânt. În aceeași zonă au mai fost descoperite câteva obiecte vechi. O piesă de toaletă, un cuțitaș de bronz, peduncul, mânieră nu s-a păstrat, de dimensiuni mici. La ce era folosită? Păi, astăzi ce facem noi? Curățim unghiile. Ultimele săpături în cimitirile din perioada romană târzie au fost efectuate pe teritoriul țării acum 25 de ani. Specialiștii cred că în urma excavării lutului au fost distruse cel puțin 50 de morminte. Totuși, arheologii sunt optimiști și cred că în acest sit vor fi descoperite zeci sau chiar sute de schelete și urne funerare. Câteva vase vechi au fost descoperite încă în anii 80 de către directorul muzeului din localitate. Era folosit în bucătărie, însă constatăm că acest vas a fost folosit și ca vas de ofrandă depus în mormânt. Satul nostru datează din anul 1463, dar după obiectele găsite pe teritoriul satului, deci putem să ne mândrim că satul nostru este foarte, foarte vechi. Este cea mai valoroasă descoperire arheologică făcută până acum în necropola de tip Sântana din Mureș, de Tigheci. Un pahar de sticlă, verzuie, semitransparentă, de formă tronconică, decorat cu fațete hexagonale și două linii incizate orizontale, una sus, sub marginea, și una la bază. E un tip de vas întâlnit în trei descoperirile din secolul 4, însă, deocamdată, nu avem niciun vas întreg de acest tip descoperit pe teritoriul Republicii Moldova. Cele mai apropiate analogii se găsesc în mare necropolă de la Mecălașeni, unde s-au găsit 5 vase de acest tip. E un castron lucrat la roata din pastă fină, găsit spart în bucăți în mormântul 3 și a fost întregit. Nu lipsește nici un cioc din vasul inițial. E o formă frecvent întâlnită în cimitirile și așezările din secolul 4. Un vas similar se află chiar în Muzeul de Istorie și Etnografie de la Tigheci. Dintre pestele de metal, cele mai interesante sunt cataramele de bronz și argint, precum și un cuțitaș de bronz de toaletă, găsite însă toate în stratul de cultură al necropolii.